Următoarea întrebare pentru Tibi Selimeș și spune cel mai ciudat lucru întâmplat când ai antrenat în ligile inferioare din România. Wow! Ai lucrat și cu patroni, cu personalitate puternică și unii mai iuți la mânie uneori și cu jucători. Ce pot să spun, ligile inferioare? Eu cred că este o debandadă în ligile astea a doua în fotbalul românesc de nedescris. Vin copii și juniori care vin de la juniorat și nu știu să lovească mingea, nu știu să preia mingea, nu știu să stea în teren. Deci practic nu știu aproape nimic. Sunt jucători care termină junioratul și nu au baza făcută. Deci asta mi se pare mie pierdere de timp. Și